Bună ziua, domnule! Bună ziua, domnule! Bună că m-am văzut! Da, da, trecut! M-am văzut! Da. Sigur, da. Sigur! Este o onoare pentru noi! Așa, de luați pe cei mai buni! Cu siguranță, aș dori să spun că avem o listă foarte lungă de priorități și eu știu că concurăm foarte activ pe rezolvarea acestor subiecte și din această cauză am invitat pe domnul Kirk Finley pentru a discuta o temă, cooperare în domeniul aplicării legii. Mai regulat avem discuții. Această provocare legată de coronavirus și cunoașteți că autoritățile de guvernul, dar m-am implicat și eu și instituția prezidențială prin intermediul Consiliului pentru Securitate. Eu cred că noi gestionăm situația. Multe acțiuni au fost luate preventiv, pentru, de exemplu, și sistarea accesului de învățământ, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, noi am putut să luăm o multă pauză. Nu sunt fi la această etapă, dar noi am hotărât să luăm unele acțiuni de preîntâmpinare pentru a nu permite răspândirea acestui virus în populație. Dar noi suntem pregătiți pentru scenarii mai drastice. Da. Noi zilnic avem 2-3 ședințe la acest subiect. Din nou, confirm că e implicat și președintele țării și toată conducerea de vârf, care publici Moldova. Înțelegem că această provocare va fi din punctul de vedere în anumite perioade. Noi vedem ce se întâmplă în state unde numărul moldovenilor este destul de mare. Vedem ce se întâmplă în Italia, unde e cea mai mare diaspora din țările europene. Diaspora moldovenilor, este 200.000 de moldoveni acolo. Dar sunt chiar convins că vor face față. Suntem în legătură permanentă cu Organizația Mondială a Sănătății, cu partenerii noștri. Am evaluat care ar fi cerințele și solicitările pentru a fortifica capacitățile interne. Din nou, până la un anumit scenariu, scenariul 2, scenariul 3, care presupune 400-500, până la 1000 de persoane infectate, noi avem suficiente rezerve pe interne. Dar mai vreau să ne pregătim pentru orice scenariu care putea fi mai mult decât acesta.